O familie de evrei care a emigrat la sfârșitul anilor 70 din Moldova a reușit să facă istorie în Statele Unite. Cu buzunarele aproape goale și cu o dorință arzătoare de a-și clădi o viață mai bună, familia Smolenski a trecut peste greutăți și a pus pe picioare o afacere de milioane. Este vorba despre Lifeway Foods, prima companie din SUA care a început să producă kefir, o băutură care până la venirea familiei Smolenski lipsea de pe polițele magazinelor americane. Povestea de succes a acestor oameni a ajuns în presa de peste ocean. Personajul principal al impresionantei povești de succes este Iulia, sau Giulia, așa cum îi se spune în SUA. Acum proprietara afacerii de milioane, în 1976, ea era însă doar o copilă de un an a unei familii de evrei în Moldova, care și-a luat inima în dinți și a renunțat la tot ceea ce înseamnă viața sovietică. Julie's parents were part of a large wave of Soviet Jews who came to the United States in the late 70s and early 80s. It's a journey Julie and I both share. In 1980, my parents, with just $225, left Moldova, settling in Houston, Texas. My father heard about life outside of the walls of the Soviet Union. He said, you know, I'm smart, I have these ambitions, and I can't go anywhere in my country, and I want to, you know, create a different life for my children. Ulterior, tânăra familie s-a mutat în Chicago, unde a deschis un mic magazin în care vindea produse alimentare aduse din Europa de Est. Peste câțiva ani, tatăl Iulia a plecat într-o deplasare în Germania, iar acolo a apărut ideea afacerii de milioane. In 85, my dad went into a grocery store in Germany and bought 3 bottles of kefir. And he said, oh, I miss this. America has everything, but it doesn't have kefir. I wish we had it. And my mom looked at him like, you're an engineer. You're an engineer. Make it happen. Tatăl Iuliei și-a folosit abilitățile inginerești și cu banii pe care i-a adunat timp de câțiva ani, a pus bazele companiei sale și în scurt timp a scos pe piață prima sticlă de kefir. Cu timpul, Lifeway Foods a adăugat diferite arome kefirului tradițional, vânzările creșteau cu 30% anual, iar în 1988 compania a ajuns să fie listată la bursă. După ce Lifeway Foods a ajuns la vânzări anuale de 12 milioane de dolari, s-a întâmplat o tragedie. Tatăl Iulia a murit din cauza unui atac de cord la vârsta de doar 55 de ani. Astfel, la 27 de ani, Iulia a devenit cea mai tânără femeie conducător al unei companii listate la bursa americană. Au trecut 13 ani de atunci, iar afacerea merge ca pe roate. Vânzările au crescut de la 12 milioane de dolari pe an la peste 140 de milioane de dolari, iar rețeaua se extinde în permanență. Iulia are acum două fetițe și spune că a reușit să realizeze visul tatălui ei.